Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat că de vineri 14 iulie ora 0, achitarea taxei redevine obligatorie pentru tranzitarea podurilor dunărene de la Fetești-Cernavodă. Taxa poate fi achitată prin intermediul aplicației e-tarife sau prin SMS la numărul 7577. Totodată, aceasta poate fi plătită și la stația de taxare, însă având în vedere că suntem în sezonul estival, este posibil să se formeze cozi.